Ori diferite și x plus y mai mic sau egal cu 10, atunci numărul x plus y trebuie colorat cu verde. Da. Și deci atunci numărul x plus y trebuie colorat cu deci, verde. Oriunde găsim două, asta e foarte tare. Acum n-am înțeles. Deci dacă X plus Y. Culori diferite. Două de culori diferite. Da, și X plus Y. Mai... Și îl găsești pe 7. Da. Pe 7 e obligatoriu. Verde. Da, așa am făcut. Da, așa am făcut. Stop. Deci în clipa în care ai două din tot cârdul culori diferite. Colorate acolo, da. De culori diferite, suma de se găsește, iar numai verde trebuie să fie. Deci x plus y e verde. Da. Bun. Ce? Dacă numerele x și y sunt de culori diferite, da. Și x ori y mai mic sau egal cu 10, atunci numărul xy trebuie colorat cu roșu. Produsul roșu. Ei, atunci, e clar. Unul dacă... Deci cu roșu și suma cu verde. Perfect. Acum înțelegem așa. Dacă 1 este roșu, da. Atunci, deci numai 1 este roșu, iar dincolo de 1 întâlnim numere care sunt colorate cu verde. Deci, în clipa aceea, 1 ori numărul respectiv îți dă numărul respectiv care trebuie colorat roșu. Și atunci n-ai ce verde să mai pui vreodată. N-ai ce verde să mai pui vreodată, pentru că unul ori verde face roșu. La mulți. Păi contradiții, de uite, dacă eu îl las pe 2 verde, unul ori 2 face 2 și trebuie să pun roșu și intră contradiții. Deci numai acest lucru face ca niciodată unul să nu fie roșu. Corect, asta am înțeles. Asta am înțeles. Bun. Acum, dacă 2 este roșu, și unul e verde. Asta zice, dacă 2 este roșu, atunci 1 plus 2 egal cu 3 și este verde. Da. Sigur că da. Deci 2 plus 3 este egal cu 5, este verde. Și între contradicții. Și contradicția. Stop. Deci el a spus așa. 1 plus dacă 3. 1 plus 2. Dar și 1 nu are voie să fie roșu. Da, nu. N-are voie. Deci este verde. Da. El fiind verde, și fiind două dintre ele de culori diferite, obligatoriu suma trebuie să fie de culoare verde. Unul și cu doi. Deci este obligat. Da. Fiindcă le avem pe astea două. Asta trebuie să trebuie. Fiindcă le avem pe astea două de culori diferite, avem suma care prezintă trei și ne obligă pe trei să-l punem verde. Cum am pus. Da. Da, și unul ori doi e doi, profesor. Unul ori doi e doi. Roșu. 1 ori 2 este 2 și roșu. Excelent. Și deci e bine, merge, e bine. Amândouă. E perfect. Că dacă am expus varianta 1 să fie vreodată roșu, rămâne ca 1 să fie totdeauna numai verde. Deci cu 1 se pleacă verde, că dacă nu este 1. Bun. Atenție acum. 2 plus 3 face 5 și e dat peste asta. Deci în clipa în care 5 este tot timpul roșu, 2 și cu 3 de culori diferite, exclus că dai peste asta. Da. Și nu mai e bun. Atunci, aia nu se generează. Deci, aceasta nu se generează. Noi am mers pe ea, că am zis 2 ori 3 fac 6 și ne-am dus la roșu. Dar n-ai cum să te duci, fiindcă ai și suma. Suma te obligă să fie fost 2 plus 3, 5. Deci, nu se generează. Urmește suma și produsul. Și toate trebuie. În același timp. Corect. Ca să intri în contradicție. Bun. Bun. Deci nu asta pică, pe care vă spun și am înțeles de ce. Da. Fiindcă 5-ul este roșu tot timpul, da. 2-ul, 1 și 2 este tot timpul, 1 este tot timpul verde. Da, 2 roșu și 2 l-a mers roșu și n-a mers. Adică nu-i bun la 5, n-a fost 2. Acum, dacă 3 este roșu, am găsit și asta. Vedeți, avansează cu 3 roșu. 3 roșu. Atunci, 2 plus 3 egal 5 verde, și gata, contradicții noi, pe numele 3 este verde, da? Da. Bun. Dacă 4 este roșu, da, un pic. 1 și 4, 5 este verde. Iar nu-i bun. Da, pică. 5 este diferit.
de 1, 2, 3 și 4, astfel, 1 plus 5 egal cu 6 și este verde. 1 plus 5 egal cu 6 și este verde. Ia uitați, 1, 2, 3, 4 verde și 5 roșu. Am luat. Și 2 plus 5 egal cu 7 este verde. Iar 3 plus 5, 8 este verde. 4 plus 5, 9 este verde. Și 2 ori 5, 10 și este roșu. Aia merge. Uite, varianta care merge. Deci, numerele. Da. 6, 7, 8, 9, 10 nu se pot obține astfel ca produs sau sumă dintre 5 și un alt număr. Deci această colorare îndeplinește condițiile din enunț. Deci asta e doar. 5 este diferit de 1, 2, 3 și 4, corect. Adică 5 roșu alea sunt verzi. Da. Adică 1 plus 5, 6 verde. Deci doar aia e posibil. 2 plus 5, 7 verde. Da. 3 plus 5, 8 e verde. 4 plus 5, 9 verde. Și 2 ori 5, 10. Adică e roșu. Deci varianta aia e singura? Da. Aia e singura. Păi și eu am scris-o cu 5. Avem două colorări. Două colorări. Două colorări. Toate colorate în roșu. Și de ce toate colorate în roșu, poftim? Spuneți. Sau 5 și 10 colorate cu roșu și restul verde. Asta care am găsit, domnule. Asta da. 5 și 10 colorate cu roșu și restul cu verde. Dar de ce toate colorate cu roșu merg? Stai așa mai merge. Să vedem asta. De aceea... Două colorări. Toate colorate cu roșu. Domnul profesor, poți să vă spun și eu ceva? Da, să vă dați un pisit. Da, ne găsiți cealaltă cu toate roșu. Toate roșu. De ce toate roșu ar merge? Da. Deci dacă ar fi roșu. Uitați, scrieți-le acolo, mai sus un pic, ca să vadă la... Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da? Unde sunt două diferite? Atunci cum mai facem alea? Stai, de ce merg asta? Da. Că parcă cea cu unul roșu nu merge. Pentru că e cu ce mai special. Nu. Pentru că dacă punea măcar unul, dacă era cu un roșu, atunci pentru orice A mai mare ca 1, verde, avem un roșu. Și intră în contradiții. Dacă le lăsăm pe toate cu roșu, o să zicem că dacă am pune un verde, atunci pe unul din ele, dacă îl pun verde, fiindcă unul oricum respectiv face roșu, intră cu contradiții. Da. Deci la ce roșu? De ce lasă așa? De ce roșu era banea? Toate roșii, din pune un roșu, să ai produsul. Unul verde. Unul plus 2, care trei. Unul verde și toate roșu. Dar zice toate colorate roșu. Da, zice toate colorate roșu. Da, hai să vedem. Unul verde, ia de pe unul dacă este verde. Hai să vedem dacă unul verde și unul merge. Unul verde. Da. Am suma. 1 plus 2? 3 și numai... 3 și trebuia verde. Nu-i bun. Nu-i zic toate roșu. De ce nu mai la produs? Dar nu ne dirijam cu nici noi cu colorate diferite. Am două condiții. Am două condiții pe chestii. Deci... Păi, ce de ce toate roșu merge? Păi nu merge. Că nu merge. Dar nu merge toate roșu. Tocmai. Adică nu ce tu merge. Practic, dacă asta... Deci am scris-o de ce avem două colorări. Două. Toate în roșu. Toate în roșu. Sau 5 și 10 cu roșu. Și restul cu verde. Asta nu e cu roșu. Asta 5 și 10 cu roșu. Contestație. Un pic, un pic. Atenție. El a spus așa, dacă unul e roșu, da, înseamnă că oricare de la unul începând ar fi pusă de culoare verde, adică dacă pui pe 2 sau pe 3 sau pe 4 sau pe oricare ar fi verde, intră în contradicție pentru că unul ori verde la ceva, da, îți face să fie roșu conform condiției. Da. Deci, atenție, dacă ar fi unul de la unul începând, ar fi una singură verde, atunci am intrat în contradiții. Da. Dacă le pui pe toate roșu, nu mai intri în contradiții. Și atunci, da, da, da. Cum îți zic culori diferite, atunci? Păi nu mai am condiția cu culori diferite. Păi, dar deci, nu mai le opune. Nu, atenție. Când facem produsul lor, când sunt de culori diferite. Da. Dacă sunt de aceeași culoare, nu mai facem produsul lor. Și ce facem? Suma? Nici sumă. Nici sumă, nimic.
că nu am deprinde condiția culori diferite. Așa. Păi da, asta înseamnă că poți fi culori de roșu. Așa. Păi atunci ce mai culoare toate cu verde. Și cu verde atunci. Bun. Deci nu putem și toate cu verde atunci. Și nu va trebui să mai niște produs. Da. Dar cu 5 ar fi roșu. Dar nu contează că e unul de la 5 ar fi roșu. Roșu obligatoriu în condiții. Asta e. Dar zice de ce mai da. Care ce? Zicem celălalt. Nu mai numai așa. Nu, este excelent. Excelent. Nu mai respect nimic din acea problemă. Păi respectă perfect. Pentru că n-ai existat doi. Atenție, numai dacă sunt de culori diferite facem jocul. Numai. Numai dacă sunt de culori diferite. Dacă de aceeași culoare. Lasă varianta cu aceeași culoare. Dar la 4 cu culoare mai ai dus pe roșii. Păi dar trebuie să dai jumătate cu plaj. Asta e, 3.5. Nu, 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 este esențială șmecherie. Dar nu contează, adică asta e cum e trebuie. Deci trebuie să o înțelegi foarte clar, deci toate roșii merg. Păi uite că tu ai făcut efortul ăsta maxim acum. Pentru că nu mai sunt de culori diferite. Asta, că în problemă mai dacă sunt de culori diferite, din ce treaba. Doar dacă sunt diferite. Condițiile sunt doar dacă sunt diferite. Deci dacă sunt toate roșii, nu mai sunt bune. Măi, că duce la asta îi merge, n-am treabă. Așa, că pe schimba și tare. Era de desubt, acolo se vă înțeles. Sigur că da. Și trebuie și afirmare. Da, trebuie da, și asta. Da. E 40, da. Dar da. 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 E fascinantă asta da, cu toate roșii. Trebuie să o spunem că n-am înțeles deloc problema. Păi eu de asta v-am și spus cum. Da. Am aflat de treabă fără să o înțelegem. Deci asta varianta. Trebuie citit o dată de 7-9 luni acum cu o echipă. Am început noi chipurile. A avut domnul ăsta, au avut de-aia copiii la urmă cu mutași. Păi da, trebuie să fie a patra program cea mai tare. La faza județeană, pe față, pe cele 4. Exact, nici 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 cine se gândește? La 24, a fost prima notă 24. Cred că tot mai nicău la toate roșii. Sigur că da. Pentru că îi s-au luat 3 puncte. Și următoarea luat 90. Deci vă dați seama, nu pot să trec. Nu pot. În 24, săracul, cred că au făcut tot până la toate roșii. Vezi cum mi-a luat și 4 puncte. Mi-a luat și 4 puncte. Și eu mai făcut pe 20 săracul. Mai zic greșit ceva. Și unul 17. Și astea sunt notele mari. Da, ați văzut rapid înapoi. Pentru că a fost este dedichis formidabil, da. Da. Așa, e subiectul la nivel național. Deci, da, pentru că nu te gândești dacă e național și să spun 2-3 copii de județ. Deci 2 merg, 2. 2? 2 copii de județ, mă, ca să găsești pe cei 2 copii ai județului sau 3. Exact, faci asta. Faci așa, trebuie să ai niște probleme de asta. Așa, dar la problema să mă mai reflectăm. Mai reflectăm. Deci, nu ne mulțumim să trecem repede peste ea. Abia acum am înțeles-o. Corect. Da. Eu v-am zis că când am schimbat, eu mă gândeam că muncim degeaba. Mi-am dat seama că muncim degeaba. Da, da, da. Căutam așa. Exact. Eram prin pădure legați la ochi. Noi, care suntem și acum, n-am fi profesor, dar e nimic. Păi măi, măi... Am înțeles, am înțeles. Genitul. La națională, profesorul nu se așează. Exact. În banca elevului. Genitul. Da, nu spun și niciodată. Deci elevul nu se așează. Nu plătește. Am văzut la populația profesorul națională. Nu vă dat asta de vorbeșesc. Băi, cine dintre noi ar sta acolo? Niciunul. Niciunul. Cum ai ce mâine a trăit și lui? Niciodată. E antrenor. Antrenorul face ce? Dacă te zici final. Faceți final. Să nu uitați de la share și urmă asta. Propun un like. La revedere. Să nu spune, să spune sui. La bunici. La bunici, la frați, la surori, da. Cu metri. La revedere.